Bună ziua, dragii mei! Astăzi v-am pregătit o altă rețetă proprie, prăjitură de mere cu cremă de brânză, aptă și pentru persoanele ce au diabet, fără cântar și fără mixerul de mână. Vă prezint ingredientele necesare. Vom încălzi cuptorul la o temperatură de 180 de grade. Cum am cuptor electric, voi folosi ambele rezistențe, iar grătarul cuptorului, unde voi adăuga forma în care voi face această prăjitură cu mere, am să-l pun pe primul rând din partea de jos a cuptorului. În formă am adăugat hârtie pentru copt, voi unge hârtia pentru copt cu puțin ulei alimentar. Prima dată vom face crema de vanilie. Pentru 2 linguri de zahăr, eu voi folosi un pliculeț de praf de stevia, ce conține 1 gram. Într-un bol, un ou mărimea L, 200 de grame de cremă de brânză, 2 pliculețe de praf de stevia, 2 grame de praf de stevia, 2 linguri de esență de vanilie. Cantitatea de esență de vanilie o veți alege dumneavoastră. Și 4 linguri rase de făină. Puteți înlocui făina cu 4 linguri rase de amidon de porumb. Folosesc făină ce conține 13 grame de proteine pe kilogramul de făină. Exact așa înseamnă 1 lingură rasă de făină. Voi amesteca totul cu un tel până ce voi obține o consistență foarte cremoasă. Dumneavoastră puteți folosi și mixerul de mână. Adăugăm totul într-un poș. Vom introduce poșul în frigider până ce vom avea nevoie de el. Într-un bol voi adăuga 2 ouă mărimea L, 3 pliculețe de praf de stevia. Puteți înlocui 1 pliculeț de praf de stevia cu 1 lingură rasă de zahăr normal, 1 praf de sare, 1 lingură de esență de vanilie, 50 de ml de ulei, 100 de ml de frișcă lichidă ce conține 35% grăsimi, 1 coajă rasă de la o lămâie mare, 1 sită, 10 linguri de făină de forță, folosesc făină superioară ce conține 13 grame de proteine pe kilogramul de făină. Peste făină voi adăuga 1 linguriță de bicarbonat de sodiu, ce este mult mai sănătos decât praful de copt. Dumneavoastră puteți să adăugați praf de copt. Curățăm pereții bolului, 3 linguri rasă de stafide, amestecăm, curățăm 4 mere potrivite de coajă, le vom tăia în feliuțe subțiri și imediat le vom adăuga în compoziție. Adăugăm toată compoziția în tavă. Eu folosesc o formă ce are ca diametru 27 de cm lungime, 16 cm lățime și 4 cm adâncime. Adăugăm crema. Și fără a curăța un măr de coajă, îl vom tăia în feliuțe subțiri, apoi îl vom adăuga peste compoziție. Adăugăm puțin ulei de cocos sau unt peste mere. Și le voi introduce în cuptor. Puteți să presărați și puțin zahăr peste mere. Am scos prăjitura din cuptor, am lăsat-o la copt timp de 50 de minute. Timpul de coacere îl veți alege dumneavoastră. Ungem prăjitura cu dulceață sau miere. Eu folosesc dulceață de smochine fără zahăr. Pudrăm cu zahăr pudră vanilat sau, în cazul meu, fulgi de nucă de cocos. O voi lăsa să se răcească foarte bine în formă timp de 30 de minute. Chiar dacă este caldă, o voi tăia. Are o compoziție ușor umedă, dar este foarte pufoasă. Avem mai mult mere decât pandișpan, iar crema de brânză îi va da un gust aparte. În cazul în care doriți să nu aveți o prăjitură atât de umedă, adăugați doar 2 mere în loc de 4 mere. Dar vă garantez că o să vă încânte această rețetă. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.